Când apar doi în viteză, cu gluși pe cap, și unul îl pocnește drept în figură, pe ceapă, exact ca Superman. Ăsta cade la pământ și mai primește un șut în figură. Hai salut, eu sunt Gigi. Băi frate, eu n-am fost de multe ori prin baruri și aici mă refer la bodegile obosite de prin colțurile orașelor. Nu frate, preferam să le evit cât de mult puteam. Și de fiecare dată când am călcat pe acolo, ori a ieșit scandal, ori era cât pe ce să iasă. Și la ce să te aștepți, frate? Acolo toată lumea bea tărie, își beau mințile și apoi se ceartă ca doi chiori pe o femeie frumoasă. Niciunul nu știe cum arată, dar fiecare vrea să fie a lui. În cazul de față, chiorii sunt cetățenii turmentați din bodega slinoasă și femeia frumoasă poate să fie orice, de la un păhărel de poșircă pe care îl numesc suică, până la o omărâtă de țigară scuturată. În povestea de azi, vă spun cum era să-mi iau un obiect ascuțit și lucios în măruntaie, în fața barului din cartierul nostru. Dar hai să o luăm cu începutul. Ne întoarcem cu puțin peste 10 ani în urmă, pe când aveam în jur de 25 de ani. Eram undeva prin decembrie, afară un fric de crăpau pietrele. Deniz nu prea ninsese, dar era un strat de polei pe asfalt, mai ales noaptea. În fine, era trecut bine de miezul nopții, aproape de ora 1. Și eu tocmai ce terminasem o sesiune de poker online, mă pregăteam să mă bag la somn. Când sună telefonul, cine dracu să fie la ora asta? Mă uit, tata, m-am și speriat, am zis că s-a întâmplat ceva. Alo, ce e tată? Ce faci, Gigi? Te-ai culcat? Nu, acum mă băgam la somn. Ia-l pe Senciuc și hai la o bere. Ce zici, tată? Nu s-aude bine. Ia-l pe Senciuc și veniți aici la bar. Hai, vă aștept. Bă, tata nu mai fusese prin barul de mult timp, de la treaba cu păcănelele. Trecuseră vreo 10-15 ani. La bere ne mai chema din când în când, la buticul din colțul străzii, la garaj, dar niciodată la bar. Eu acum n-aveam niciun chef și eram și destul de obosit, am dat telefonul pe silent să nu se trezească și Maria și m-am băgat în pat. Am zis că uite tata, dar nu trec 5 minute că sună iar. Eu nimic, lasă sune, dar imediat mă sună din nou. Răspund, da tată, hai mă, ați plecat, ce faceți? Acum plecăm. Hai, vă aștept. Nu apuc să închid bine, caut bătăi în ușă. Era Senciuc, îl sunase și pe el tata. M-a sunat tata să mergem la bere. Știu, m-a sunat și pe mine. Păi hai, mergem? Stai să mă îmbrac, vin acum. Și o luăm noi încet spre bar, intrăm înăuntru și acolo erau vreo 7-8 din gașca de la piață. Printre ei era și Florin, ăla pe care arunca mutalanul cu Pipi. Doar că acum era puțin mai mare, la vreo 1,90 m așa. Era și vărul lui, Andu, și încă 2-3 pe care știam de la fotbal. Hai, salut, Andule. Salut, ce faci, mă? Facem un fotbal săptămâna viitoare? Facem, ne vedem pe teren în parc. Bine, mă, hai că vorbim. Mergem la masa unde era tata și ne așezăm acolo. Mai era unul Vasilică, finul lui tata, unul Blondu, finul lui finul lui tata, și încă unul, finul lui finul lui finul lui tata, și tasul lui Mona, prietena Mariei. V-am spus despre ea într-o poveste anterioară. Da, frate, era plin de fin și nași acolo. Auzea numai hinule aia, hinule aia altă, nașule în sus, nașule în jos, nici nu mai știai care cu care vorbește. În fine, ne ia tata și nouă câte o bere, ni le da ghiotantul ăla de la bar de acolo, că noi eram așezați exact lângă teșghea. Când ne drăcuie ăsta? Mai încet așa, dar am auzit. M-am uitat puțin la el, dar săracul era mai slab pe materia cinușie, retardat, așa că nu l-am băgat în seamă. Mai trec 50 minute, bem noi puțină bere, când observăm ceva. Cum eram așezat la masa acolo, eu și Senciuc în capul mesei, tata cu spatele la grupul celor de la piață, lângă el tasul lui Mona și pe partea cealaltă Vasilică și cu Hini. Cum se întorcea tata spre noi, Vasilică și cu ea doi se strâmbau la ăia, arătau semnul păcii, pumnul. Mimau un jurături printre dinți, ceva nu era în regulă. Imediat ea de la piață începeau să-i înjure, să-i amențe cu bătaia. Și ăștia imediat pozau în mielul ei, ca și cum n-au făcut nimic. Tata credea că ei alții sunt de vină, că ne înjură degeaba. Bă, nu vă potoliți? Ai tăi fac urât, uite-i, nu-i vezi? Cum se uita tata, ăștia erau liniștiți. Minte, n-am făcut nimic. Care ai mei, mă, ai tăi fac. Uite, mă, te faci că nu-i vezi? Ne lasă să ne bem berea liniștiți? Treaba ta să nu iasă urât. Mă ameniți, mă? Ce aia, ți-ai chemat bodyguardii? Tu nu ți-ai chemat pe-ai tăi? Da? Stai așa să vezi cine sunt eu. Te dracu de boșorog. Ați făcut voi ceva, finule? Nu, nașule, ei ne înjură. Chestia asta a continuat vreun sfert de oră, timp în care am încercat să-i spunem lui tata că ăștia interătau pe ăia, când el nu se uita, dar nu ne-a crezut. Era un haos acolo. Ba înjurau ăștia, ba ăia, ba retardul de la bar, pe noi, bineînțeles. Și eu și Senciuc am înțeles că putea oricând să degenereze treaba, dar taberele erau echilibrate. Noi eram 7, ei 7 sau 8. Erau ei vreo 5 la 1,90, dar puteam să-i dovedim. Când mai apar vreo 10 frate, probabil sunați de la bătrânul, de cocoșatul. Ăștia au intrat chitiți pe noi, se uitau de parcă era în desertul lor, îi se citea ura în ochi.
În fine, se așează ăștia și acum erau mai vocali, cocoșatul tot înjura și amenința. Nașu și Hini nu se lăsa mai prejos, acum era direct pe față, nu se mai ferea nimeni. Treaba era că nu eram 7 și ăștia 17-18, n-aveam cum să le facem față. La un moment dat apare și Mutalanul lângă noi, era și el acolo de la început, dar nu vrea să pară că e cu noi, să-și ia și el omorul. Ce zici, Mutalane? Bă, Gigi, ăia vrea să vă bată. Ne-am dat seama. Nu e de glumă, i-am auzit cum vorbeau, cocoșatul ăla e mare șmecher. Dar ce s-a întâmplat, mă, de ce s-au luat? Ăsta, Gigi, Vasilică cu proștia doi au început. Le arătau degetul ăștia, nu i-ați văzut? I-am văzut, dar tata nu ne crede, zice că ăia sunt de vină. Caută scandal ăștia, vă luați și voi omorul degeaba. Luați-l pe tactul și plecați, vorbesc eu cu Andu. Nu plec nicăieri, plecați voi, tată, dacă vreți. Acum ce dracu să facem? Am rămas acolo. Se pare că Florin, Andu și încă trei, ăia pe care știam de la fotbal, au ajuns acolo cu 5 minute înaintea noastră, chemați de cocoșat. Nici ei nu știau prea bine care-i treaba. Inițial erau acolo doar cocoșatul și încă unul. Îți place povestea? Dă și tu un like, frate, și un subscribe. Răspunsul la quizul de data trecută era B, Bogdan. A fost o întrebare mai grea. Toți erau de fapt strănepoții lui Piru. Asta dacă existau. Singurul nepo real era Bogdan. Primele 5 comentarii cu răspunsul corect și încă 5 alese aleatoriu sunt acum afișate pe ecran. Vrei să ai și tu o șansă? Fii atent la următorul quiz. Pe cine a lovit mașina în noaptea balului? A. Mâzgă, B. Găină sau C. Don? Lasă răspunsul repede în comentarii, ai 5 secunde. Gata? Ai răspuns? Și acum, înapoi la poveste. Vasilica și cu Hini s-au văzut zbar doi și au început să-i înjure pe ea. Tata ne-a chemat pe noi, cocoșatul o trupă întreagă. Acum, din 3-a 10 care veniseră ultimii, pregătiți de bătaie, erau vreo doi mai tari în gură. Unul Cristi, așa îi spunea oia pe acolo, și unul Ceapă. Ceapă ăsta nu era din trupa celor de la piață, dar era toată ziua pe acolo, vindea ceapă în piață, de acolo și numele. Era prieten cu Cristi ăsta și în urmă cu câteva săptămâni venise cu mașina la garaj la tata. Nu i-a convenit prețul, nu știu exact ce s-a întâmplat, dar avea boală pe tata. Te șmecher, mă? Vă curăț imediat, mi-o curez romică. Te-o curăț? Vrei să ți-o tai? Vrei să te belez, mă? Țărane, hai, vino! Tu ai ceva cu mine, Ceapă? Crezi că nu te-am recunoscut? Ai grijă de ăștia, nu-i vezi ce tari în gură sunt? Vorbim noi altă dată, te țin minte. Ce, mă, l-ați văzut pe ăsta singur și a sărit pe el? L-ați văzut cocoșa și bătrân, ce a zis, e un prost. Eu acum nici nu știam ce face ăsta. Își bate joc de el? Ăsta e ca tatăl nostru, el ne-a învățat tot. Așa e. Proștii, dracu, să vedeți ce vă luați. Taci că te bag sub masă, handicapatule. Vezi tu acum, omoară ăștia. Te omor eu mâine, al dracu retard. Se băga și prostul ăla în seamă. Cristi ăsta tot îi întărâta pe ăștia. Îl încuraja pe cocoșat și ceilalți îl susțineau. Ăsta vă face pe toți, e mare barosan. Așa e. Bă, și impulsionat de vorbele lui Cristi și uralele celorlalți, se ridică cocoșatul, parcă intrase satana în el. Un cocoșat pe la 50 și ceva de ani, cu ochii tulburi de la pocirca care o bea zilnic, la vreo 60 de kg îmbrăcat și se apropie la 2 pași de noi. În spatele lui, la 2 metri, Cristi, Ceapă și restul găștii. Ne-a ridicat și noi în picioare, toți în afară de tata, pe care îl țineam eu cu Senciuc pe scaun. Și începe ăsta, frate, ziceai că e un câine turbat. Ce cine sunt eu, mă? Vă dați la mine? I-ați văzut bătrân și cocoșat? Vă fac pe toți, eu sunt șmecher, mă! Ești șmecher? Tata a încercat să-i ridice, îl simțeam. Tu cine ești? Un fraier? Un fraier, prostule! Hai, atinge-mă! Atinge-mă cu un deget și vă omor, nu scăpați niciunul! Tata a încercat mai tare să se ridice. Ăsta urla în fața lui de 2 minute. Lăsați-mă, tată! Lasă-l, dracu, tată! Nu te pune la mintea lui de prost! Eu sunt prost? Mă faceți prost? Sunt Costică, fratele lui Stafie! Când se ridică tata, frate, n-am putut să-l oprim. Eu, Senciuc și Mutalanu eram cu mâinile pe sticlele de bere, pregătiți de ce e mai rău. Înțelesesem toți trei din priviri. De mâncare apucăm și fugim? Luați pe tactul și o tăiem. Știam că dacă tata îi dă una, ăla e caput, intră la somn instant, dar pe urmă vine măcelul și din păcate măcelarul nu eram noi. Nu eram carnea ce urmează să fie tranșată, oricum dus la tăiere, mielul sacrificat de Paște. Strâng tare sticla în mână, pregătit să pognesc cu ea 2 sau 3. Când zice tata: Stafie, mă, ăla e prietenul meu. Ce e prieten, mă? Minte, dă-le bătaie. Te-i în gură, taci în morții, mă. Tu ești frasul mai mare, Costică? Întreabă-l de mine. Sună-l tu dacă-l cunoști. Am fost coleg de bancă cu el în școală, cu mine făcea toate alea. Cu mine, cu Geană. Și mai zice el acolo câteva nume și îl sună pe Stafie. Îi spune ce s-a întâmplat, dă telefonul pe speaker și dă-l cocoșat.
Ia, vorbește cu fractul, jmechere. Ăsta se muiase tot dintr-o dată. Da, zi, stafie. Bă, prostule, bă, stricatule, de cine te-ai luat, mă? Sunt unii aici, m-au înjurat, au arătat... Tași că te omor, ai noroc că ești frate-miu, că te duceam la Bălăceanca. Vrei să te rup eu cu bătaia? Nu, da, da... Taci, te îngură de terminat. Dacă te atingi de el, te omor, firea al trec. Ai înțeles? Da, am înțeles. Bă, ai înțeles? Cu cine ești acolo? Ia mama dracu pe toți. În fine, se liniștește treaba, își vede fiecare de treaba lui, tot ține afară de ceapă, care încă era nervos, și hinii lui Vasilică, care încă arătau semnul păcii spre ăia. Trimite-i acasă, trimite-i pe aia acasă. Băi, Vasilică, potolește-i dracu. Și ia Vasilică și îi duce în mașină. Era parcat în fața barului. Eu, Senciuc și Mutaranu vorbeam cu Andu și Florin să facem un meci de fotbal. Vine și tata. Te bați cu mine, Andule? Ai tupeu? Nu, bre, de ce să mă bat? Ești tu mare, dar eu am experiență, sunt vulpe bătrână. Dar cu băieții mei te bați? Noi suntem prieteni, tată. Nu avem nimic cu el. Lasă-mă, zi-mă, te bați? Nu, bre, de ce să ne batem? Nu mai bine bem o bere? Am început să povestim acolo cu Andu și Florin. Am băut o bere, toate bune și frumoase. Până și aghiotantul de la bar se potolise. Amenințat și de Mutalanu și Andu cu bătaia. Dar parcă încă era un miros ciudat în aer și nu era de la picioarele lui Mutalan. Că dacă se descălța ăsta, mureau și muștele. Nu, frate, era altceva. Parcă spiritul barului cerea sânge. Aerul era greu, rece, se simțea o tensiune. La un moment dat, ceapă iese în fața barului și după el tasul Mona. Trec vreo 5 minute, iese și Vasilică și vine imediat la mine. Gigi, ești tu afară. Se ceartă tasul Mona cu ceapă. Ca să înțelegeți mai bine, Vasilică era unchiul Monei, prin alianță, deci erau toți rude și neamuri. Acum nu știu de ce mama diavolului am ieșit, dar am ieșit. În fața mea, tasul Mona care l-a amenințat pe ceapă. Te belesc ca pe oaie, te spintec. Omul era cioban, frate. Ce, mă? Ceapă era amețit bine, de-abia se ținea pe picioare. Dacă erai la mine acolo, erai jupuit deja. Ce zici, mă, acolo? Te beleam, țigane, cu barda te luam. Vrei să te tai, mă? Stai așa. Și bagă ăsta mâna în buzunarul de la piept. Mi-am dat seama imediat, căuta briceagul. Și nu știu ce mi-a venit, probabil și-a băgat necuratul coada, că am intervenit între ei. M-am dus și l-am luat pe ceapă direct în brațe. L-am strâns cât de tare am putut. Îi simțeam mâna cum încerca să scoată obiectul dur din geacă, probabil un cuțit. Și l-am ținut așa câteva minute bune, timp în care îi ziceam: lasă-l, mă, e prost, e bea, dă-l dracu. Cine e bea, mă? Taci, du-te dracu de aici. După un timp, l-am simțit că s-a mai muiat, a tras mâna din buzunar, i-am dat și eu drumul și s-a uitat la mine. Dar tu cine ești? Un băiat, nu contează. De unde ești, de aici? Da, din cartier de aici. Pe lângă pericolul de a fi eu înțepat, mai era și riscul să mă vadă ea dinăuntru și să creadă că-l bat pe ăsta. În fine, se liniștește treaba, o bagă Vasilică pe tasul Mona înăuntru, ies afară Senciuc și Mutalanu, ne aprindem o țigară, în timp ce ceapă era la vreo 5 metri de noi, vorbea la telefon. Când apar doi în viteză, cu bluși pe cap, și unul îl pocnește drept în figură pe ceapă, exact ca Superman. Ăsta cade la pământ și mai primește un șut în figură. Mai ești mecher, țigane? Cum te prind, te rup cu bătaia. Și se fac nevăzuți. Ăștia doi din mașină, Mondu și Hinul lui, au tăbărâși ei pe ăsta ca hienele, îi dădeau picioare unde apucau. Acum, de la țipetele lui ceapă, au ieșit afară Cristi și încă vreo trei. L-au prins pe Hinul lui Blondu și l-au pasat în trei ca pe minge. L-au lăsat zvârcolindu-se pe trotuar. Blondu fugise în șosea, l-au alergat câțiva metri și a pus Cristi piedică. Au sărit trei pe el și l-au umplut de pumn. Sărea ăsta ca o păpușă de la unul la altul. După, s-au întors la noi. Cine a mai dat în tine? Ceapă bolborosea ceva acolo, de era plin de sânge la bot, nu se înțelegea nimic. Cristi se uita spre noi, gata să sară la gâtul nostru. Gigi a fost. Ce zici, Mutalani, ești nebun? Gigi, de pe strada Lumiții, Gigi a fost. Și tot striga ca un demen, frate, Gigi, Gigi. Eu mă gândeam să nu creadă vreunul că e vorba de mine, să mă trimite la cel de sus. Gata, Mutalani, taci drecu. Lasă-i, mă, să știe. Să nu creadă că sunt eu, prostule. Mutalanu a făcut asta să nu sară ea pe noi, să creadă că noi l-am bătut. Și dacă tot a venit vorba de strada Lumiții, hai să vă prezint și câteva personaje de acolo. V-am mai zis de câteva ori că strada lor era unită și erau mulți. De vârsta noastră erau doi frați, unul mai mare cu un an ca mine, cu care am avut câteva probleme, dar o povestesc eu altă dată. Și unul de vârsta lui Senciuc. Mai era un băiat din clasă cu Costel, ăsta n-avea treabă cu bătaia, dar nu se atingea nimeni de el. Tasu era mare șef pe la poliție, nici bătrânul n-avea tupeu să se ia de el. Mai era Ion de la Fiare, colegul lui Șercan și liderul lor. Am avut mult timp boală pe el, dar într-un final l-am împrietenit, era băiat bun. Și mai era Miții, cel mai agresiv dintre ei. Acum, niciunul nu era mare jmecher. Erau într-adevăr uniți, dar puterea lor venea de la ăia mai mari. Era un grup de 6-7 băieți, cu vreo 5-6 ani mai mari ca mine.
Printre ei era și Duru, care spală bine curul, cum îi ziceam noi, și Gigi, liderul suprem. Ăștia rupeau tot, frate, toți știau de frică. Tasul lui Gigi era mare om de afaceri pe acolo. Avea și toată poliția în buzunar. Eu îl știam doar din auzite, atunci îl văzusem prima oară. A, era să uit, Mitzi avea un frate mai mare cu vreo 4 ani și prin intermediul lui avea acces la trupa lui Gigi, în caz că avea nevoie. Să revenim la poveste, se liniștește treaba, intrăm toți înăuntru, în afară de Blondu și Hinu, care au luat-o pe jos spre casă. Și după vreo jumătate de oră vine iar Vasilica la mine, că iar s-au luat ceapă și tasul Mona la ceartă. Nu te mai băga, Gigi. Stai cu minte, dă-i dracu de proști. Bă, și asta am făcut. Am ieșit toți trei afară, dar nu ne-am băgat. Ăsta a zis iar că-l belește, că-l tapetează, cum le plăcea la ăștia din sat de acolo să zică. Apropo, era și Milică să fie tapetat. Îl las pe el să zică povestea, dacă nu o spun eu. Îl înjură și ceapă, tasul Mona încearcă să-i dea un pumn, se ferește ceapă și îi dă un uppercut drept în barbă, frate. Parcă vedeam totul cu încetinitorul, a căzut lemn pe trotuar cu capul de asfalt. Am crezut că nu se mai ridică, dar după 2 minute era iar în picioare, gata de bătaie. Te belesc ca pe oaie, te tapetez, porcule. L-am ținut cu mutalanul, a ieșit iar toată lumea afară și nu știu cum, dar spiritele se încinseseră iar. Ceapă tot zicea că am vrut să-l batem. Ăstălaltul țipa că-l omoară și Cristi cu încă 4-5 să-l bată pe Vasilică și tasul Mona. Tata s-a băgat pentru Vasilică, nu pentru tata, și părea că totul se îndreaptă spre o bătaie generală. Când apare o mașină în viteză, oprește lângă noi și coboară Geană, al prieten de-a lui tata, mare șmecher și ăsta. Îl sunase tata, noi nici nu observasem. Ce aveți, mă, s-a umflat râța în voi? Nu, bre, dar au dat în... Taci, vorbești peste mine? Ce s-a întâmplat aici? I-a explicat tata toată treaba, cum s-a întâmplat. Dacă vă atingeți de vreunul dintre ei, am personal grijă de voi. Ați înțeles, mă? Hai, dați-i drum. Când s-aude și poliția, frate, și opresc chiar lângă noi. Probabil sunase un vecin la ei. Toți suntem prieteni, acum plecăm acasă. Să nu ziceți nimic, eu vorbesc. Oprește poliția, vorbește tata și Geană cu ei, că și tata îi cunoștea pe majoritatea. Veneau cu mașinile la garaj și scăpăm toți fără amendă. Pleacă Geană, pleacă și Cristi, Ceapă și ceilalți. Cocoșatul rămăsese în bar cu încă vreo 5-6. Dacă să plecăm și noi, nu mai pornea Dacia lui Vasilică. Și pune-te și împinge, frate, la minus 15 grade și polei pe jos. Pe la jumatea drumului, în dreptul străzii noastre, a plecat și mutalanul. Pa, nevastă, salut, Gigi! Poponarul, dracu, tot prost ai rămas. Am continuat să împingem și până acasă la Vasilică, tasul Mona a căzut de 3-4 ori pe drum. Era plin de vânătăi și zilituri, plus că avea capul spart de la căzătura din fața barului. Blondul și celălalt ne așteptau în fața porții, erau și ei aciufuliți bine. Da, frate, din 7, 3 au ieșit ca după război, dar măcar am scăpat noi. Adevărul e că și-o meritau, că totodată trebuie să-ți vezi de treaba ta, nu cum am făcut eu, să măriți pentru un bețiv prost. Poate azi nu mai era mai să vă povestesc. Ți-a plăcut povestea? Apasă butonul ăla de like, frate. Lasă un comentariu, mă ajută foarte mult. Și dacă n-ai făcut-o, apasă și subscribe. Poate ne strângem 200.000 până la anul. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Hai pa!